Ideea de aia să nu vie pe viteză. Știi? Nu. Ai o țângea, tu nu te bagi bine? Da. Nu te bagi aici. O dăm jos fără să o pornim. Și dai de nea ieși, mă. Să nu pățâm oarice. Salutare, prieteni! Mă numesc Daniel, de pe canalul Orășan la Țară și astăzi vreau să discutăm un pic despre mutrețul animalelor. Bineînțeles, o să fac asta din prisma activității pe care o am eu, și anume îl avem pe Iancu, mânzul de un an și câteva luni, o lună, două, și avem vreo 8 capre cu lapte, vreo 4 iezi și un țap. Deci avem, o, să zicem așa, o turmă mică de capre. Anul trecut am semănat aproximativ 70 de arii de lucernă și în speranța că voi putea să încosesc singur lucerna și la timp și ca să mișurez un pic munca, anul acesta am cumpărat cositoarea asta BCS cu lamă de 140 de centimetri. Dacă vă uitați la acest video până la final, veți vedea cum am adus-o în curte. E o cositoare de 14 cai, are și un scaun comod. Și deși relieful satului în care locuim e un pic cam denivelat și a cosi cu o cositoare de 1,40 cu cuțite e destul de dificil, cele 70 de arii spre o suprafață relativ dreaptă și cel puțin pe alea și un pic aici printre pomi o să încercăm să cosim cu această cositoare. Să vedem cum funcționează, pentru că sunt foarte entuziasmat de ea, mai ales de faptul că e lată, asta permite o cosire mai eficientă și mai rapidă un pic și sperăm să nu mai avem, de cel puțin din punct de vedere al cositului, să nu mai trebuiască să dăm din umeri pe cele 70 de arii de lucernă. Hai să vedem cum pornește. Dar prima dată o să vă prezint, să o vedeți mai de aproape, dacă n-ați văzut tipul ăsta de cositoare, să vedeți despre ce e vorba. Du-te, mă, Iancule, de aici cu... Te-ai târât în noroi și am o stai cu utilajul scos afară. Du-te mai încolo. Du-te! 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 S-o culca pe jos. Bineînțeles că tot la 2-3 zile în Maramureș plouă, avem noroi și asta e starea în care se află Iancu. Cel puțin nu mai mănâncă muștele. I-am redus țarcul în care paște, pentru că am văzut că se cam atinge de pomii fructiferi. Cam atât despre Iancu. Astăzi în video vorbim despre cositoare și hai să vă arăt cum arată. BCS-urile astea sunt de obicei cu lamă de 1,40 și deși e un model mai vechi, e un model practic și din ce am înțeles foarte rezistent, foarte bun. Cum funcționează? Avem aici schimbătorul de viteze cu mașalier și 4 viteze înainte. Toate astea sunt puse în mișcare de acest ax care transmite mișcarea la lame. Așa. Avem aici tracțiune doar pe roata aia, tracțiune pe amândouă și tracțiune doar pe roata asta. De obicei în linie dreaptă cosim în poziția asta. Când avem de virat sau de făcut mișcări curbe, o păstrăm în poziția asta și din pedalele astea, mișcând roata din spate, reușim să virăm. Asta înseamnă că cositoarea e destul de comodă de lucrat cu ea pe câmp. Avem accelerație, ambreiaj, se pornește la șnur. Aici avem șnurul. Un rezervor, cositoarea asta e pe benzină, pornește destul de ușor și ieri am făcut o probă, dar astăzi o să și filmăm proba. Încă ceva, aici avem și o frână, în momentul în care tragem de piesele astea încoace, se acționează frâna la ambele roți,
sau doar la o roată, care se poate și bloca. De aici se face cuplarea pentru lame. În poziția asta lama nu mișcă și când vrem să acționăm lama, o mutăm aici. E foarte simplu de utilizat. Pedale, bineînțeles scaunul foarte folositor. Cred că 15 cai putere are acest motor pe benzină. Se pornește apăsând aici butonașul, dar mai întâi dăm drumul la benzină din rezervor. Apoi apăsăm pompița de amorsare până când dă benzină afară. Așa, avem benzină. După care învârtim acest șnur pe tambur. Uite așa. Și acum o să trească să pun camera jos. Cireșe. Da. Sofia. Bun, așa e? Foarte bun. Mulțumesc. Prima provocare este să încerc să o dau jos de pe remorca asta mare, fără să o stric. Hai să văd dacă reușesc.
făcut arată aia deloc. Din păcate, ne vârstăm în două. Aha. Să-mi pun telefonul jos și voi mă ajutați că stați în spate și nu vă băgați, bine? Frâna funcționează bine. Bun. Mm-hmm. Să fiți o roată. Uite acolo din față. Cam greu, Victor, că aici avem și pantă în jos. Adevărat? Adevărat, așa-i? Eu am încercat să o bag în viteză, Victor, da? Nu merge așa. Întoarce cum a fost. Ia că am o sună și telefonul. La cine? Nu știu. Nu știi, așa-i? Așa scrie mult. Dă-mă mușcă de la tine. Ce bun e mărul meu. Fii atent că merem cu frâna trasă, Victor. Merem cu frâna trasă. Și-mi ține de aia să nu vie pe viteză. Știi? Nu. Dar eu țin de aia, tu nu te bagi bine? Da. Nu te bagi aici. O dăm jos fără să o pornim. Da, de ne-a ieșit, mă. Să nu pățim oarice. Să cadă jos. Și ce zic? Ia fi atent, tot așa cu încetul din ambreiaj. Din ambreiaj. Și din direcție. Hop! Așa. Mă, ce că o reușim, mă, Victor, mă. Să vezi tu ce bine reușim dacă reușim. Crezi? Ia, cănită. Că e greu una de asta, mă, să stai mai în spate, că dacă pică pe noi, Doamne ferne, zdrobește. Ia, cănită, câte un chic din... am băgat-o în viteză. Uite cât e un chic, îi dăm drumul în jos. Când ne reușim, vrem noi. Vai, mă, dar bine, mă, Victor. Hop, hop! 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 E bun. Binișor. Binișor.
cheame... N-am ce face cu roata. Hai mă, Victor, mă, hai mă! Eu din totdeauna știu cum reuși, mă. Tu ai știut cum reuși? E gata. Ha? E gata. Stai că e gata. E gata de... No, mă, bine. Hop! Lăsăm așa atunci. Strângem remorca. Ghidite? Bun! Hai să o pornim, să vedem cum pornește. Să vedem cum pornește. Dați camera de filmat. Da, ce cu ea? Te filmează camera, da. E acolo. Hop. Ia, puneți câte un bolțar sub ea, la roată. Doar un bolțar. De fapt, știi ce? Da, de fapt, știi ce? Tot o pun. Pune. Așa. Bun. Suntem pregătiți? Da. Trebuie scoasă din viteză. Dați-vă mai în spate un pic, de acolo pe iarbă vă duceți. Eu mă pun aici la mare. Acolo pe iarbă. De acolo nici, între aia doi copi. Între... Astea? Da, e bine acolo. Ne vedem, poate mai găsești și aici un pic. Dragi prieteni, asta e cositoarea. Eu sunt foarte bucuros de ea. Să vedem în ce măsură să putem să cosim. E recomandat să cosim pe iarbă uscată cu ea, ca să meargă mai bine. E foarte puternică de 15 cai, deci cred că o să facă treabă bună. Dacă v-ați uitat la acest video până la final, vă rog să nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați și să distribuiți acest video, de ce nu? Poate sunt și alții interesați de cositorile BCS 15 cai, benzină și o să vă mai arătăm în vară cum facem fânul cu ea. Adică pe când se vor termina ploile. Scaunul ăsta e foarte comod, are și arc, pedale, de aici dirijăm și așteptăm să vină o vreme uscată ca să putem cosi. De porni pornește bine, cosește bine. Numai că e un pic mai sensibilă la mușuroaie, că dacă atingi multe mușuroaie, trebuie să curezi lama. Sperăm să facem treabă bună cu ea.